E inutil să mai repetăm că după venirea unui copil, cel mai tare ne agasează două lucruri. Lipsa de informație și birocrația din sistem. De aceea îl avem alături de noi pe domnul avocat Răzvan Vasiliu, care răspunde punctual în fiecare joi întrebărilor voastre legate de indemnizații, alocații sau contracte de muncă. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața! Iată întrebarea de azi. În martie m-am întors la serviciu cu 2 săptămâni înainte să împlinească piticul meu 1 an și am depus dosar de inserție pentru suma de 500 de lei. Nici acum nu am primit banii. Ce s-o fi întâmplat? Ce să fac ca să-i recuperez? Pentru a beneficia de stimulentul de inserție, așa cum a făcut și telespectatoarea, trebuie să ne adresăm primăriei din oraș, din comună sau din sectorul în raza căreia avem domiciliul. Admiterea sau respingerea solicitării de acordare a stimulentului de inserție se face prin decizie și nu ar trebui să dureze mai mult ca perioadă în timp, de maximum aproximativ 50 de zile. În cazul dumneavoastră mă surprinde foarte mult pentru că a trecut foarte mult timp, mai bine de 6 luni de zile în care nu ați primit niciun răspuns. Există mai multe variante. Fie cererea dumneavoastră s-a pierdut undeva între primărie și Agenția pentru Prestări Sociale, fie cererea dumneavoastră a fost respinsă, însă nu ați primit decizia. Sfatul meu este să vă duceți la primărie cu dovada înregistrării cererii și să aflați ce s-a întâmplat cu cererea dumneavoastră. Partea bună este, dacă aveți dovada depunerii în martie, din câte am înțeles, a solicitării, veți primi stimulentul de inserție începând cu luna martie. În cazul în care nu puteți face dovada faptului că v-ați adresat în luna martie primăriei cu cererea, cu solicitarea dumneavoastră, atunci este mai complicat, pentru că va trebui să depuneți o nouă cerere, iar stimulentul de inserție îl veți primi de la data introducerii acestei a doua cereri. Răzvan, hai să mai dăm o mână de ajutor. Verișoara mea de numai 18 ani a rămas însărcinată anul acesta în timpul bacului. Se înscrisese la facultate, dar aflând că este însărcinată, a decis să renunțe și și-a depus actele pentru șomaj. Mă întreb dacă ieșind direct din liceu, însărcinată practic și intrând în șomaj imediat, este posibil să primească cei 600 de lei. Ca regulă generală, ca o condiție generală, de fapt, pentru a primi această indemnizație, solicitantul trebuie ca anterior datei nașterii copilului să fi realizat venituri supuse impozitării timp de 12 luni. În cazul de față, nu avea cum persoana să realizeze astfel de venituri, fiind înscrisă la liceu. Din fericire, spun, legea oferă și acestei categorii de persoane șansa de a beneficia de indemnizație, luând în considerare, în cadrul acelor 12 luni, perioadele în care persoana solicitantă s-a aflat, în cazul de față, în învățământul preuniversitar. Dacă imediat după terminarea cursurilor de liceu persoana s-a înscris, a fost luată în evidența Agenției pentru Ocuparea Forțelor de Muncă, dacă beneficiază de șomaj, atunci și această perioadă constituie sau se adaugă perioadei în care persoana a urmat cursurile preuniversitare. Deci da, poate să beneficieze. Îți mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări legate de legislația muncii, nu ezitați să îi le adresați direct lui Răzvan pe adresa răzvanarontotuldespremame.ro sau pe site-ul emisiunii totuldespremame.ro.